Echipa noastră a discutat cu părinții fetelor care ar fi fost molestate chiar în timpul orelor de dans. Dar, înainte de a auzi ce ar fi povestit copilile despre coregraful lor, să vă reamintim cine este bărbatul, dar și cu ce versiune a venit el în platoul nostru cu aproape un an în urmă. Vasile are 62 de ani și spune că de când se știe a lucrat cu copiii. Împreună cu soția sa, Elena, ei au organizat o mică școală de dans în sat. Ambii povestesc că de mai bine de 40 de ani sunt căsătoriți și că mereu au muncit cot la cot, iar ansamblul pe care îl conduceau aduna săl pline la concertele din sat, dar și raionale. Am fost și diferit colectiv, am colectivul cu titlul Model, am fost la diferite manifestări și la filarmonica de stat. În platoul nostru, bărbatul s-a plâns că din februarie 2019 viața lui și a soției sale s-a întors pe dos. Coregraful spune că de atunci este rușine să dea ochii cu oamenii din sat. Asta pentru că două fete de 10 și 12 ani îl acuză că le-ar fi molestat. Mi-e rușine să mă duc în sat, închipuiți-vă, dacă să vorbești, lucrez 38 de ani, am lucrat la grădiniță cu copiii peste 10 ani, am dus lecții în școală de muzică. Cum eu am ajuns la 60 de ani să-mi iertați, dar nu-s de nici la 62 de ani și m-am apucat de copii. În platoul nostru, bărbatul se jura că nu a avut niciodată gânduri indecente față de elevele lui. Că eu iubesc copiii, s-a târnați de mine. Noi am cuset din banii noștri personali, eu și cu doamna Elena, am cuset pentru băieți, pentru dansul grecesc, am cuset haine personale. Vasile a adus argumente în apărarea sa și spunea că, în realitate, el este victima. Profesorul de dans se arăta convins că primarul din localitate, împreună cu părinții fetelor care îl acuză de molestare, ar fi pus la cale un plan josnic. Totul pentru a-i da afară de la muncă. Nu mă pot da afară de la lucru, noi ca specialiști ne facem lucrul nostru. Și nu s-au implicat oamenii și ei să ducă la poliție. Nu ați vedeți că se implică primăria. Și vedeți că se implică asta, se implică primărița și se implică consilierii. Primarul satului consideră că aceste acuzații sunt născocite de Vasile și că astfel el încearcă să-și spele vina. Nu am avut nimic niciodată cu domnul în cauză, chiar. Dacă era vorba de interes, probabil că nici părinții nu acceptau și nici dar dacă s-a ajuns până aici și dacă cred că nimeni nu mai... Totul se mușamalizează până la expertiza psihologică a copilor. Odată ce este, odată ce este prezentată de către organii, deja acolo sigur că mai poți să-mi facă să mai zic nimic dumnealui. Atunci, în platoul emisiunii noastre, Vasile a venit împreună cu soția sa, Elena. Femeia îl susținea aprig și încerca să aducă argumente în apărarea bărbatului. Să vedem cum a fost. Elena, soția lui Vasile, a pășit convinsă în studioul emisiunii și cerea dreptate pentru bărbatul ei. Femeia ne-a povestit că mai bine decât oricine își cunoaște soțul și că el nu ar fi în stare să facă vreun rău cuiva. Nu cred așa ceva ca soțul meu să facă. N-aș crede nici de cum ca soțul meu să facă așa ceva. Elena povestea că în timpul orelor de dans, bărbatul se afla tot timpul alături de ea și că nu a văzut niciodată ca Vasile să facă avansuri elevelor sale. Iar atunci când se întâmpla ca profesorul să le atingă pe fete, era doar din cauză că încerca să le învețe să danseze. Toate fetele au șezut pe mâna lui domn Vasile, culcate, ca să le arate băiețelor cum se dansează și cum asta e. Toate au trecut. N-am avut probleme cu grupa mare, cu nimeni. Cu nimeni n-am avut probleme. Am dansat și culcat, eu șezut pe domn Vasile. Elena spunea că Vasile a ajuns să fie acuzat după ce în una din zile le-a ajutat pe eleve să probeze hainele de dans, iar copilele ar fi înțeles greșit gestul lui. V-a ajutat soțul să îmbrăcați anume această fetiță? Nu, sau de doamne. Ce el a îmbrăcat-o? De ce fetița l-a pus pe el? Nu țin minte, o atins-o, nu o atins-o, puteți să o atingă, puteți să... Atins-o, dar nu intenționat. Sau cum dumneavoastră spuneți? Eu vă spun drept, nu țin minte. De bucear cu mulți copii, stare mulți copii. Tot Elena a insistat ca Vasile să treacă testul la detectorul de minciuni, care a durat aproape 3 ore. Cursul întreg... de activități artistice. Ați săvârșit careva acțiuni perverse în adresa elevilor dumneavoastră, minore. În ediția precedentă am anunțat rezultatele testului la poligraf. Ați atins-o intenționat în locurile intime pe prima presupusă victimă? Nu. Și ați spus un adevăr. Ați întreținut discuții intime și cu tentă sexuală cu prima presupusă victimă? Nu. Ați răspuns nu. Nu am spus. Ați fost sincer? Sincer.
Pentru că testul poligraf arată că ați spus un adevăr. A treia întrebare. Ați atins-o intenționat în locurile intime pe a doua presupusă victimă? Nu. De ce plângeți, domnule Vasile? De bucurie. Ați răspuns nu și a fost un adevăr. Ați întreținut discuții intime și cu tentă sexuală cu a doua presupusă victimă? Nu. Așa ați răspuns și în timpul testului. Da. Și de această dată a fost un adevăr. Ați dorit să întrețineți relații sexuale cu minorile care vă învinuiesc? Nu. Acesta a fost un adevăr. Pe parcursul activității artistice, ați întreținut relații sexuale cu elevele dumneavoastră? Nu. Testul poligraf arată că aici ați spus un adevăr. La scurt timp, după difuzarea emisiunii, părinții presupuselor victime au decis să rupă tăcerea, chiar dacă inițial au refuzat invitația de a veni în platou sau să vorbească la cameră. După difuzarea emisiunii cu participarea lui Vasile și a soției sale, o femeie a contactat redacția noastră și a spus că are de povestit ceva important la acest subiect. Femeia are acum 43 de ani și locuiește în Italia. Ea ne-a mărturisit că, pe când avea 14 ani, a început o relație de dragoste cu un bărbat matur. Acest bărbat ar fi fost Vasile, profesorul de dans. În această seară veți auzi povestea ei, dar acum a venit momentul să auzim părinții fetelor pe care învățătorul de dans le-ar fi molestat. La scurt timp, după emisiunea de acum aproape un an, aceștia și-au schimbat poziția și au decis să ne vorbească. Ea afirmă că bărbatul a mințit cu nesimțire în platoul nostru și anume asta i-ar fi motivat să rupă tăcerea. Una dintre mame spune că fiica ei a suferit din cauza învățătorului pe când avea 10 ani. Să vedem cum i s-a destăinuit copila. Mama uneia dintre minorele care îl acuză pe Vasile de molestare povestește că fiica ei de 10 ani de mult timp frecventa cercul de dans. De fiecare dată, fata mergea cu entuziasm la ore, până în data de 11 octombrie 2019. Atunci, copila a revenit indispusă de la lecțiile de coreografie. S-a întâmplat într-o vineri, seara ne-am pus toți aici la bucătărie, ca de obicei toți ne adunăm. Fata n-a vrut să vină cu noi. Femeia zice că îndată și-a dat seama că fetei i s-a întâmplat ceva. După mai multe discuții, seara, în camera de baie, a reușit să o facă pe copilă să-i povestească cum a petrecut ziua. Mămică, da, azi domnul Vasile și-a început să plângă. El plângea și îmi spunea că domnul Vasile m-a chemat la el în cabinet să mi-a arăt forma. Și apoi a cuprins-o și a pus mâinile mai întâi în partea din urmă, ea s-a speriat, s-a ferit de el, apoi el iarăși a tras-o și i-a pus mâinile dinainte. Copila i-a povestit mamei sale că după această scenă a fugit de la lecție, doar că în drum spre casă ea s-ar fi întâlnit din nou cu profesorul. Astăzi în platoul nostru au venit psihologa Daniela Feldman și avocatul Dorin Podlisnic. Împreună cu ei vom discuta acest caz. Bună seara, stimați experți! Bună seara! Eu vreau să vă întreb, în primul rând, ce credeți despre ce ați auzit până acum? De fapt, încă și atunci, părerea mea era că nu este prea clar sau ceva este la mijloc, pentru că cu siguranță anterior au mai fost antecedente sau ceva s-a mai întâmplat în viața acestui bărbat care ne-ar putea duce cu gândul la tendința lui de pedofilie. Acuzațiile aduse sunt unele foarte grave pentru acest profesor. De ce undeva acest proces de judecată este nevoios? Pentru că și recomand tuturor care își privească această emisiune, atunci când copilul dumneavoastră este victima sau măcar sunt suspiciuni că ar fi victima unui abuz sexual, trebuie imediat de adresat către organele de drept. Noi trebuie să înțelegem foarte clar un lucru. Aici nu vorbim de leziuni corporale, care ele nu pot fi vizibile și nu pot fi stabilite pentru o expertiză. Nu vorbim de careva probe vizibile, vorbim, proba de bază este evaluarea psihologică. În timp
și emoțiile negative a copilului se trec încetișor și pentru specialiști, experții psihologi, este foarte greu să întocmească un raport de evaluare psihologică la justa valoare, unde se exprime într-adevăr dacă persoana examinată a fost sau nu victima unui abuz sexual. Și presupușii agresori profită de faptul că ori dosarul s-a intentat mult timp mai târziu, ori victima tace pentru că, ce o să zică, vecinii cu mătrii, nașii și tot așa. Dar vreau să mai întreb aici încă ceva, în acest context al apelului tău. Din practică, cât de des copiii le spun imediat părinților sau maturilor în care au încredere despre ce li s-a întâmplat? E către voi ambii întrebări. Și asta ar fi o problemă și aș recomanda ca anume această ediție emisiune să fie vizionată de părinți împreună cu copiii, pentru ca să înțeleagă că aceste fapte în sine sunt infracțiuni deosebit de grave. Până, deoarece pedeapsa este una foarte dură și copiii nu trebuie, mulți copii se tem, în primul rând nu au relația părinte-copil ca să fie deschiși cu ei, dar altceva este că este o pretinsă asta rușine în colectivitatea cea unde se află, în clasă sau depinde dacă e grădiniță, e școală, e liceu. Deci inhibarea asta socială uneori duce la ceea că răufăcătorii scapă de pedeapsă și profită de chestia respectivă. În câteva clipe aflăm ce a urmat după ce copila de 10 ani ar fi dat ochii din nou cu profesorul ei de dans, dar și cum s-a încheiat întâlnirea lor. Dar până atunci s-o auzim pe mama celeilalte fetițe. Tot în 2019, ea la fel ar fi fost molestată de profesorul ei de dans. Pe atunci fata avea 12 ani. Mama fetei de 12 ani care îl acuză pe Vasile că a ademenit-o sexual spune că în octombrie 2019 a simțit cum fiica ei își schimba comportamentul pe zi ce trece. Copila a început să-și evite familia și nu mai povestea nimic celor apropiați despre școală și lecțiile de dans, își amintește mama ei. Era și spăriet și eu îi spun, dar și din ce cauză nu vreți la dansuri? Eu am observat-o, că ei mei, știți cum, mai stresată, nu știu cum, ne părechnează, și cu tine nimic, așa spune, nimic și nimic. Acasă, fata de 12 ani nu a îndrăznit să povestească ce i s-a întâmplat. Într-o zi, însă, ea s-a destenuit unei profesoare de la școală. Doamna la spune, n-ai povestește, din ce cauză te-a tras domn Vasile de mânuță. E fata o apoi spune, că el ne-a spus că să mă duc la dânsul în cabinet. În noiembrie 2019, femeia a aflat de la învățătoarea de muzică despre experiența pe care a trăit-o fiica ei cu aproape o lună mai devreme. Profesoara ei de muzică, care unde fac ele repetiții, mi-a spus că ea că și-o pățăt mi-a spus ea că l-am văzut pe domn Vasile cu apucat-o de mânuț și-o izghet-o, zici, la dânsul în gabinet. Eu am strigat la dânsul și am spus, dă-i pași dacă el nu vrea să participe la dansuri. Femeia zice că în aceeași zi a întrebat-o pe fiica ei despre destenuirea pe care a făcut-o învățătoarei sale. Femeia își amintește că fetița cu greu a găsit curajul să povestească din nou ce i-ar fi făcut profesorul. Spunea lui fată, îmi faci cu ea ca să vii la mine, să te duci la mine acasă, îl iei pe un băiețel și îi duci și îi spui în fața calculatorului la mine și îi să bei coffee, ceai. Dar el cât, cu deasă îi spunea, să mergi, să mergi, să mergi, ca întotdeauna așa. O apuca de mânuț și îi spune că el stă pe și duceți-vă la mine acasă. Faptul că mama a observat schimbări la copil, că ea nu mai vrea să se ducă la dansuri, că ea nu vrea să vorbească despre școală, că ea a început să vină mai repede acasă, să evite anumite teme, da? Sunt niște clopoței sau niște sunete pe care mama le-a luat în considerație și a început să cerceteze. Referitor la profesori, din mare fericire sunt încă profesori care au vocația de a fi profesori și construiesc această punte între ei și copil și de multe ori copiii află, fetițele află despre menstruație de la profesori și nu de la mame. Copiii află, fetițele află de anumite chestii ce țin de intimitate de la profesoare și nu de la mamă. Aici este un semn de întrebare pentru mame, de fapt, cât de aproape sunt copiii lor. Astăzi veți auzi și destinuirile unei femei care a contactat redacția noastră și ne-a mărturisit că la 14 ani a avut o relație de dragoste cu Vasile, profesorul ei de dans.
Iar acum să revenim la fetița care în 2019 avea 10 ani. Mai devreme am auzit-o pe mama ei care povestea cum fiica sa a fugit de la o lecție de dans după ce profesorul ei, Vasile, ar fi atins-o în locurile intime. Atunci, spune ea, coreograful ar fi pornit după fetiță. Să vedem ce ar fi urmat. Dar în fața grădiniței este un magazin. Domnul a venit la farmacie, la magazin, nu știu unde, dar a venit și el în parte și ea. S-a apropiat de ea și a întins 10 lei. Adică i-a întins, i-a dat-i. A întrebat-o de ce plânge, dacă e din cauza ce s-a întâmplat și a spus că da, banii n-am vrut să iei. Vreau să vă spun că oferirea de bani, daruri, promisiuni, diferite oferte, este o metodă. Noi respectăm prezumția nevinovăției, dar vorbesc la general acum, deci nu vreau să zic în cazul dat, dar metodele astea de ademeniri, ele persist. Și atât anume persoanele astea mature, acuzate de pedofilie, de hărțuire sexuală, în mare parte, cred că peste 90%, ca contact cu minorul care este abuzat, folosesc metoda de ademenire prin cadouri, prin bani, prin promisiuni sau niște chestii așa distractive, niște tentative de a intra cumva în contact printr-o glumă, prin ceva. Deci, acestea sunt metode folosite de către pedofili. Și cea de-a doua fată i-a povestit mamei sale că profesorul de dans i-ar fi propus bani. Să auzim cu ce scop ar fi făcut-o. El, când el s-a odihnit, îl sculca la dâns pe umăr și spune, zice, că mă culc la tine așa pe umăr, mă simt ca pe o fată mare. Domn Vasile spune. Și apoi el îi spune, zice, că fetițele de seama voastră, de seama ta, zice, sunt însărșinate, se duc la discotec, se duc pe la baruri, îi spune el. Și fata apoi îi spune, că el ne-a spus că să mă duc la dânsul în cabinet. Ne spune, zice, într-o zi, nu știu pe ce zi era, ci că ne spune, el mă duc la farmacie, dar tu mă aștepți aici. După ce vin, mergi cu mine în cabinet și îți dau 100 de lei și stai cu mine în cabinet. Da. Deci, iată, aici, iarăși, mai am o recomandare, chiar o am pentru copii. Atunci când aveți față de cineva niște dubii, că vă duce într-un mediu sau într-o încăpere, acolo unde nu ați fost anterior, toți au telefoane mobile, da, ca să măcar porniți înregistrarea audio sau, dacă e posibil, și video, pentru că sunt situații unde nu sunt martori. Unde abuzatorul este unul la unul cu victima sa și nu mai are cine confirma. Și evident că uneori se mai spunea că copiii îl înfloresc și celui matur îi se dă crezare. Dar atunci când copiii se află unul la unul și dispun de o sursă, un reportofon, un telefon mobil, o tabletă, ceva, să includă înregistrările audio sau video în măsura posibilității, ca măcar cumva, chiar dacă nu se pot la momentul ce a proteja, măcar pe urmă se poate demonstra că ceea ce spun a fost o realitate. Asta în cazul când ei simt pericol. Da. De obicei, fetițele proiectează pe acești profesori, pe acești educatori, imaginea bună sau imaginea perfectă a părintelui, a tatălui. Da? Și el, ce face acest profesor? Dacă acasă este un tată, ceea ce des se întâlnește în familiile noastre, rece emoțional, da? Nu spune fetit, și e o normalitate, nu-i spune copilului, tata te iubește, vină să te îmbrățișez, hai să te iau în brață, vină să am grijă de tine. Da, niște elemente din astea de dragoste, de apropiere emoțională cu părintele de gen opus, că vorbim despre fetițe acum, atunci când apare în mediul ei extern, la școală, la oriunde se află ea, apare o imagine sau un construct masculin foarte emoțional, cu compasiune, cu tendința de a-ți oferi, de a-ți da ceva, de a te bucura, de a-ți da atenție, pentru el tu ești interesantă. Și ce face acest copil? Proiectează pe imaginea bărbatului care, de fapt, în spate are niște interese, nu vorbim de cazul ăsta neapărat, dar în general vorbim, da? Are niște interese cumva malefice, să le numim așa, proiectează acest tată perfect și când acest tată perfect îi spune hai să stai cu mine o oră și uite, eu îți mai dau și 100 de lei, da? Și copilul are 12 ani, să nu uităm. Copiii la această vârstă așa și funcționează prin remunerare, acțiune,
cauză-efect, da? El nu poate să creeze cumva o viziune de viitor, ce o să se întâmple, dar de ce el mă cheamă, da? Cumva un fel de analiză din asta abstractă este problematică. Cum oare este posibil ca două mame care nu prietene sau nu au relații foarte strânse între ele, în același timp să trăiască aceeași experiență? Da, eu sunt vinovat și concluziile reflectă realitatea. În redacția noastră s-a adresat o femeie care ne-a spus că are o istorie legată de acest caz, mai exact de profesorul de dans. Confirmă practic aceleași acțiuni prin care au trecut aceste două minori. Atât eram de șocată. Rog instanța să fie condamnat la pedeapsa maximă. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre un caz care s-ar fi întâmplat în toamna anului 2019. Două fete de 10 și 12 ani ar fi fost molestate de către profesorul lor de dans. Bărbatul de 62 de ani jură că este nevinovat și că această poveste urâtă a fost pusă la cale de părinții fetițelor împreună cu primarul din sat, care ar vrea să-l dea afară de la muncă. Coregraful împreună cu soția lui au fost în platoul Vorbește Moldova acum aproape un an. Bărbatul a trecut atunci și testul la detectorul de minciuni, care a arătat că el nu ar fi abuzat de fete. La imprimarea acelei ediții, rudele fetelor nu au venit, însă după ce emisiunea a fost dată pe post, mamele lor au decis să rupă tăcerea. Ele spun că profesorul de dans minte cu nerușinare. Mai devreme, le-am auzit pe femei care ne-au povestit cum fiicele lor, cu greu, li s-au destănuit despre ce ar fi trăit. Să vedem acum ce au făcut ele după ce au auzit mărturiile copiilor. Mama fetiței, care avea atunci 10 ani, și amintește că vorbele fetei au stupefiat-o. Povestește că nu știa cum să procedeze. Totuși, femeia afirmă că nici pentru o clipă nu a avut îndoiel despre spusele copilei. Cum eram în duș, mă rog, și eu, poate ți s-a părut, poate nu intenționat, poate din întâmplare, nu. Mi-a arătat cum a pus mâinile, chiar cum a strâns-o, cum... Femeia povestește că a discutat cu soțul ei despre ce i s-a întâmplat fiicei lor. Seara, aproape de miezul nopții, ei au decis să-l sune pe Vasile pentru a clarifica situația, dar au dat la telefon de soția lui. Eu nu înțeleg de ce lapră, pur și simplu, chiar în seara aceea când s-a întâmplat, eu când am sunat, eu am sunat ei, eu ridicat prima receptorul și e clar atunci, nu știu ce s-a întâmplat, că el nu e acasă. Dacă ei era, cum spune, cu dânsul în același cabinet, putea atunci să-i spună, femeie, hăi, eu am fost cu dânsul. Părinții fetiței spun că atunci Elena ar fi reușit să-i convingă că fiica lor a interpretat greșit comportamentul profesorului său. Elena le-a spus că Vasile a vrut doar să o ajute pe copilă să îmbrace costumul de dans. S-a cerut scuză că s-a primit, uite așa și cum s-a primit, că este pur și simplu o neînțelegere. Noi n-am înțeles corect, fata n-a înțeles corect. Tot în acea seară, femeia spune că a reușit să vorbească și cu profesorul. Soția bărbatului însă le-a împiedicat discuția și ar fi sărit din nou în apărare. Când am întrebat-l pe domnul de ce eu propus zicele, soția vârpijor, așa știți cum e, ca un adevărat avocat, că nu, că el așa e el le dă la toți copiii, că el le cumpără bomboane, că el le dă de înghețată, că nu e nimic strașnic, el la mulți copii le dă bani. În curând veți auzi dezvăluirea unei femei care a contactat redacția noastră și ne-a spus că a avut o relație amoroasă cu profesorul de dans pe când avea doar 14 ani. Dar acum să vedeți cum părinții celor două fetițe de 10 și 12 ani au decis să anunțe oamenii legii despre presupusul abuz sexual la care ar fi fost supuse fiicele lor. Mama copilei de 12 ani spune că imediat cum a aflat despre comportamentul coregrafului, a decis să meargă la poliție. Totodată, ei au încercat să vorbească și cu profesorul de dans. Atunci când soțul a sunat seara la poliție, noi că am făcut adunare, el era făcut repetiții sus cu dansurile. Și am spus, soțul. Și soțul s-a dus și el nu era. Și nu s-a, el niciodată nu a fost să vorbească nici... Părinții celelalte fetițe recunosc că au stat mult pe gânduri înainte să anunțe oamenii legii despre acest caz. Ei ne-au mărturisit că le era frică de gura lumii, de aceea nu s-au grăbit să scrie o plângere pe numele profesorului. După tot cum vorbirea care am avut-o, ne-am gândit cu soțul că cel mai bine ar fi să tăcem. Că nu avem martori
pur și simplu sunt niște vorbe spuse de un copil de 10 ani. Totuși, zvonul despre comportamentul criminal al coregrafului s-a strecurat în casele sătenilor. Mama copilei de 10 ani spune că abia atunci când a auzit de cazul celelalte fete, a decis să meargă și ea la poliție. Astfel, peste aproape 3 luni, polițiștii au primit o nouă plângere pe numele lui Vasile. Peste vreo 2 luni de zile, când de acum s-a întâmplat cazul cu fata cealaltă, s-au auzit pensat, uite ce s-a întâmplat. Fiind în ospiție, se discuta despre fița asta. Știți cum? Unul spune că crede, altul nu crede, dar nu cred că e adevărat, că nu e adevărat. Și atunci eu n-am tăcut și am spus că e posibil să fie și adevărat. Uite, noi personal am pățit cu fata. Procurorii au deschis un dosar pe numele lui Vasile. Învățătorul riscă până la 7 ani de pușcărie pentru că ar fi ademenit 2 minori în scopuri sexuale. De către autorități se aduc învinuiri pentru comiterea acțiunilor perverse față de 2 copii. Se prezumă existența unui caz avut loc în luna noiembrie 2019 și celălalt în perioada lunilor octombrie-noiembrie de asemenea anul 2019. În procesul desfășurării acțiunilor de urmărire penală au fost efectuate toate expertizele tematice care se impun. Pentru stabilirea adevărului, fetele au trecut expertiza psihologică organizată de Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii. Cât de sigure sunt aceste concluzii? Mereu sunt credibile? Ca să înțelegeți, instanțele de judecată le acceptă și ele deseori stau la baza sentințelor de condamnare. Chiar dacă în unele cazuri ele par nici nu ca o concluzie în dosar, pare că pur și simplu o poveste de ficțiune în multe cazuri, da? Dar instanțele le acceptă. Și inclusiv... Le acceptă indiscutabil. Deci da. Ele sunt credibile. În special atunci când... Uite, când... de fiecare dată se spune că testul la detectorul de minciuni, de exemplu, nu ar fi o probă, da? Iată, aici e cel mai paradoxal, că poligraful nu este probă, evaluarea este... Iar expertiza psihologică sau evaluarea psihologică este. Părinții celor două fete spun că luni în șir psihologii au lucrat cu ele. Ei afirmă că fetele erau stresate și inhibate după experiența trăită la școala de dans. Însă cu ajutorul specialiștilor, ele și-ar fi revenit. Părinții presupuților victime însă nu s-au liniștit. Ei spun că sunt indignați de faptul că Vasile continuă să lucreze printre copii. Cele două fete au primit suport psihologic din partea specialiștilor. Era închis, permanent îngândurat, s-a schimbat înspre bine. Mie îi făcea diferite ședințe în care era pus în situație să țineze, să recite ce îi place, cum îi place, roluri diferite, chestionare și spre bine s-o devenit mai deschisă. Parcă se temie de fete, parcă nu știu cum, știți, mai retras era. Când a așa povestit atât, venea cum și-au făcut la muzic sau la dansuri. Cu făcut cu dânsa lecții. Online au făcut. Părinții lor se tem totuși că fetele nu vor putea uita niciodată experiența prin care au trecut. Și asta pentru că, din când în când, ele se întâlnesc cu profesorul lor de dans. Vasile continuă să predea coreografia într-o clădire din centrul satului. M-am interesat, fiindcă știu copiii micuți de clasa 1 să duc la dansuri. Și chiar m-am interesat, adică legea e așa că până nu este sentință, el este încă nevinovat și are drept să lucreze. După părerea mea, ar trebui, nu știu, cred că când merge judecata asta să-i se lichideze dreptul ăsta, eu nu știu. Părinții fetelor afirmă că fiecare întâlnire a fetelor cu fostul lor profesor de dans le revășește amintirile. El când a făcut un concurs la școală, a avut acolo unul și colhozul, unul și o sărbătoare. Apoi el când a văzut el a fugit după dânsa și fata s-a spărit și a fugit așa, știi, în fața primăriei că sunt cameri și a fugit prin față cameri și a dus dintr-o dată în cabinet. Și e cum, e să duce în sat, apie să teme de în sat să ducă. Și la doamna Ludmila, doamne, teme nu să-i dăm drumul la repetiții să ducă. Eu din câte veri i-au uitat, din așa, nu și aduce aminte, doar dacă îmi vine îmi spune că l-am întâlnit, l-am văzut, nu te teme că nu o să-ți facă nimic. Într-o zi când a fost chiar o înconjurat școala, că să nu se întâlnească cu el. Chiar dacă afirmă că și-au crezut copiii până în ultimul cuvânt, părinții fetelor recunosc că toate dubiile au dispărut abia după ce au aflat rezultatele expertizei psihologice pe care le-au trecut ambele copiile. Dumnealor au făcut raportul și adică copilul într-adevăr a fost abuzat prin metodele lor, nu știu cum acolo ea s-a demonstrat, că într-adevăr copilul
nu spune minciuni și într-adevăr a fost abuzat. Vasile și soția lui însă ne-au declarat în platou că nu cred nicio secundă rezultatele acelei expertize. Asta pentru că fetele ar fi spus versiunea pe care le-ar fi insuflat-o părinții și primarul din sat. Aceștia din urmă însă spun că niciodată nu și-ar fi implicat copiii într-un asemenea plan. Ca să înțelegeți, la ședință n-am fost prezentă niciodată, n-am influențat fata absolut niciodată, ce spui, cum spui. Atunci când am sunat noi la poliție, nici primărița nu a știut. Nici primărița nu ne-a chemat să zici cum, ia ca să mă duc să vorbesc pe așa temă cu doamna primar, nu, n-am fost. Primarul din localitate, la fel, neagă acuzațiile pe care îi le aduce Vasile. Ea spune că nu are niciun conflict cu profesorul și susține că astfel bărbatul încearcă să iasă basma curată. În primul rând am luat legătura cu cei de la protecția copilului. Au venit cu ideea să fac o expertiză psihologică a copiilor. Am venit cu solicitarea la prima fetiță, pe urmă la a doua fetiță. Nu am avut nimic niciodată cu domnul în cauză, chiar. Dacă era vorba de interes, probabil că nici părinții nu acceptau și nici dar dacă s-a ajuns până aici și dacă cred că nimeni nu mai... Totul se mușamalizează până la expertiza psihologică a copilor. Odată ce este, odată ce este prezentată de câte organe, deja acolo sigur că mai poți să mai zică nimic dumnealui. Nu în zadar întrebam cât de credibilă este această expertiză și concluziile acestora. Uite că însăși profesorul de dans pune sub semnul întrebării rezultatele acestor expertize. Și atunci întrebarea este, ar avea dreptate? Cum oare este posibil ca două mame care nu prietene sau nu au relații foarte strânse între ele, în același timp să trăiască aceeași experiență și să-și expună fetițele lor, copiii lor, într-un astfel de scandal urât. Deci pare aproape care incredibil. Care ar putea fi beneficiul? Și mai este aici un moment interesant, pentru că una din mămici a spus că atât eram de șocată, am vorbit cu soțul meu să vedem ce putem face. Da? Și asta la fel spune că nu este vorba despre un complot, este vorba despre o reacție ieșită așa ca atare, da? Cumva o reacție normală la o situație de criză sau o situație în care nu știu cum să rezist. Domnul profesor trebuie cumva să-și facă o linie de apărare, da? Și negarea și acestor concluzii care nu au fost făcute de nu știu cine, nu știu unde, nu știu când și nu știu cum, dar de specialiști într-o instituție acreditată, cred că este destul de banal și omul în cauză chiar nu poate să spună da, eu sunt vinovat și concluziile reflectă realitatea. Noi toți trebuie să înțelegem perfect că autoapărarea este negarea celor probe care au fost acumulate de organul de urmărire penală. Asta e o reacție normală. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre două fetițe care au mărturisit în 2019 că ar fi fost molestate de către profesorul lor de dans. Pe atunci, fetele aveau 10 și respectiv 12 ani. Părinții lor s-au plâns la poliție, iar acum coregraful riscă ani grei de pușcărie. Bărbatul a fost în platoul Vorbește Moldova acum câteva luni și se jura că nu este vinovat de nimic. Tot atunci, el a trecut testul la detectorul de minciuni, care i-a confirmat cuvintele. Abia după ce emisiunea a fost dată pe post, părinții fetelor, care până atunci refuzau să ne vorbească, au decis să spargă tăcerea. Tot după difuzarea emisiunii, acum aproape un an, în redacția noastră s-a adresat o femeie care ne-a spus că are o istorie legată de acest caz, mai exact de profesorul de dans. Femeia se numește Lilia și are acum 43 de ani. A venit momentul să-i auzim povestea. Aceleași tehnici, aceleași au făcut și cu mine, și cu mine. Tot, uite, parcă mă întorc înapoi de 20 de ani. Eu am trecut și știu istoria lui de la A până la Z. Știu și persoane. Lilia are 43 de ani și este stabilită în Italia. Ea spune că pe când era adolescentă, a avut o relație amoroasă cu un bărbat matur, iar acest bărbat era Vasile. Era micuță, dragă, era micuță. El așa m-a manipulat într-un... Nici nu știu cum să vă lămuresc. Știi, o fetiță când se îndrăgostiești prima dată și aud de fel de promisuri. Lilia povestește că era vecina lui Vasile, iar când a împlinit 14 ani, el a început să o curteze. Pe atunci, bărbatul avea 34 de ani, spune ea. El știe să fac lucrurile astea, știe să-ți pui cuvinte frumoase, știe
nu îți spune deodată că ne ducem în pat. El deodată îți spune cuvinte, îți spune flori, îți dă. El înainte de mine, cât fete au avut că au fost pe mâna lui. Cu mare emoție, ea își amintește că nu a putut rezista avansurilor din partea lui Vasile. Cu timpul, relația lor a devenit una matură. El te ie cu bombonica, te joacă, te face nebună de cap, te face. Și după asta, eu cred că au trecut, da, nici un an au trecut. Îmi plăce că el mă cortegează, mă, cuvinte frumoase, știi, o persoană, că el era, când era mai tânerelă, era plăcut. Femeia zice că mult timp a ascuns relația cu Vasile. Părinții mei nu știu eu relația asta că eu am avut-o. O ieșit de pe urmă, pentru că eu mă temem, mă ascundiem, el îmi promitea, nici nu știu cum să vă lămuresc, îmi promitea toată lumea. Pifuriș mă întâlneam cu dânsul, cu pifuriș. De fapt mă întâlneam, el din în calea mea. Totuși, într-o zi, părinții ei au aflat despre legătura cu vecinul. Atunci, ei ar fi încercat să o despartă de bărbat. Sora mamii trăiește la Roșu. Și eu am fost toată vara, știi, să mă depărtez. Eu lua bicicleta și de la la Roșu vine și mă scote din casă. Întreba, dușeau o vecină de casă, ea că chemață pentru că vreau să o văd, vreau să vă dați seama. Unii mă dușem, acolo era el. Lilia povestește că atunci ea nu a mai vrut să se despartă de Vasile. Când a împlinit 16 ani, fata chiar a fugit de acasă ca să se unească cu iubitul său. Tot atunci ei au început să aibă o relație sexuală. El era atras de un copil, da. De un copil cu el. Eu vă spun, unii mă dușeam, cum ieșeam, el de urma mea. Eu 16 ani avem. Femeia povestește că Vasile era orbit de dragoste pentru ea și că el a divorțat de soția sa, Elena. În urma divorțului, Vasile și Elena ar fi împărțit gospodăria. Bărbatul împreună cu iubita lui de 16 ani trăiau într-o jumătate de casă, iar fosta lui soție și cei doi feciori al lor locuiau în altă jumătate. S-a despărțit că avea relații cu mine, soția lui știe tot, soția lui trăie într-o parte și eu trăiem cu dânsul în altă parte. În câteva momente veți auzi ce ne-a spus profesorul de dans după ce l-am întrebat despre această relație cu o adolescentă din trecutul său. Dar mai întâi să vedem ce ne-a povestit Lilia despre viața pe care a avut-o alături de Vasile. Lilia povestește că la început căsnicia ei cu Vasile părea un vis. Ambii erau îndrăgostiți și își doreau o familie mare. De la început, da, eu credem că el într-adevăr vrea să facă, dar el nu vrea să facă nimic. El spunea eu vă iubesc, că eu vă dau tăt, eu mă duc cu tine, eu numai cât de prostiși, cât de... Nu vă puteți să vă închipuiți. Din spusele femeii, fosta soția lui Vasile, Elena, deseori consuma alcool și făcea scandaluri. El o bate. Nici n-am cuvinte să mă spun el, dacă se duce acasă și este sub mâna lui, cum spune el, așa face. Dacă nu spune așa, păi eu când se duc acasă, păi nu știu acum, dar eu vă spun ani în urmă face asta. Odată cu trecerea timpului, Vasile a devenit mai rece și cu ea, spune Lilia. Ea recunoaște că a fost și ea bătută fără milă. Juca fotbal în casă și e cu mine. După ce m-au făcut, mă neagră eram. Nu vă puteți să vă închipuiți. După ce apoi plângea și spune, s-a pus în genunchi și îmi spune: eu te iubesc foarte tare, eu nu pot fără tine.
La 24 de ani, femeia ar fi rămas însărcinată și a plecat la muncă în Italia. Ea zice că din străinătate îi trimitea bani și colete lui Vasile. El însă nu se mulțumea. Eu am luat hotărârea să plec, să mă duc, că nu era nicio posibilitate, că eu nu m-am niciun. Și îl aștepta numai bani să eu să-i trămăs și i-am trămăsit foarte mulți bani. În Italia, Lilia a născut o fetiță pe care a crescut-o de una singură. Ea afirmă că Vasile și-a văzut fiica o singură dată pe când copilul avea 4 ani. Eram în Italia și cu un copil mic, pentru că închipuiți-vă că un copil mic, acum născut în 2003, nu știu că străinii se nasc prin alte părți. Eu am născut în Italia fără că știu să vorbesc. Și am venit la Moldova că trebuie să mă duc la România să fac documente. Eu așa m-am bătut într-un fel înaintea fetii, că fata a văzut tot o văzut și e să aduce acum aminte. Eu am avut probleme cu fata un an de zile și am dus-o la psiholog, am dus-o la logopedistă. Acum, fiica Liliei are 19 ani. Vasile trebuie să-i achite pensia alimentară pentru toți anii în care nu a avut grijă de ea. Aceasta ne-au confirmat și autoritățile din localitate. Lilia spune că pe lângă multe regrete, adesea are remușcări pentru suferința pe care le-a cauzat-o părinților săi. Mama mea a murit din cauza asta. Eu când m-am căsătorit, mama mea a venit aici și îmi spune, eu mor cu inima în pace, pentru că știu că te mergi pe o stradă dreaptă. Noi l-am contactat pe Vasile și l-am întrebat despre relația lui din trecut cu o adolescentă. Iată ce ne răspuns profesorul de dans. V-ați căsătorit cu fata aceea? Da. Oficial? Da. Oficial a divorțat, oficial ne-a căsătorit, tot a fost oficial, nu a fost nimic. Și aici tot m-a tras într-un fel pe foară, că după ce ne-am căsătorit, e din dia de acum la casă. Ați avut relații intime cu Lilia pe când ea era minoră? Doamne ferește! Eu o să vă spun ce simt că e pe la mine, dar mă fusese pe valiță pe locul. Ce vârstă avea ea când ați început să aveți o relație? Cred că la vreo 20 de ani. Părinții ei chiar au dat în judecat că eu am cu fiica. Cum? Că eu eram căsătorit doi copii și fiica că eu am cu fata lor. Dar chestia că nu mă ducem eu vorbind drept al ăsta, dar ei vine la mine. Se întâmpla că, de exemplu, venea acolo și o apuca o dorniță și la oala 3 scolar și spuse acasă. Că... Atunci într-o casă, împreună cu soția dumneavoastră? Nu mai locuiam într-o casă. Cum așa vine să mai luați, locuiam într-o casă. Asta spune Lilia. Ei, dar fie câte nu poate spune. Dar unde locuiați dumneavoastră atunci? Locuiam acasă la mine cu soția, dar eu n-am dus acasă. Știi ce s-a făcut eu pentru dânsa? Eu am promutat bani, eu am trimis, eu am dat... cum se cheamă, procentele. Eu m-a făcut, înțeles, că a rămas la nivelul pământului și încă așa nu-i rușine să grăiați și este e, că eu șoșonică noi, că eu lucram cu colcos când am trimis-o eu. Îmi bla cu vaca e, dacă îmi spune soția, că îmi bla cu vaca. Că era vac, că nu știe da, dar mulțării nu știe. Eu nu știam găsit într-o, dar era pur și simplu frumușic și tânăr, îți dă, mă rog, dacă e proastă. Lilia spune că dumneavoastră ați început aveți o relație mai apropiată cu ea de la vârsta de 14 ani, dar relații sexuale ați făcut la 16. Ei, prostii, și asta a fost în secolul trecut. Dar soția noastră cum reacționa? Ei, cum reacționa? Dați-mi voia să nu vă răspund, că astea sunt mele probleme. Știa, dar cum știau și părinții, știe statul, știe, dacă vreți. Dar noastră înțeleg că după aceasta v-ați împăcat cu soția dumneavoastră. Da, păi cum, suntem împăcați, suntem... V-a iertat? Da, păi cum, trăim împreună, avem nepoței, lucrăm, ea mă este de lângă mine, iată, este de lângă mine, noi suntem la lucru. Și nu spui niciunii că am trăit când eram minoră. Ea era, avea 20 de ani, Aveți copil cu ea? Da, am copil, dar nu ne-am văzut, nu știu cum fac și legea, că e... Pe minciune m-a mergit, s-a iscălit și mi-a luat copilul și că eu n-am văzut copilul de 11 ani de zile. El la telefon nu răspunde, dacă chiar nu răspunde, mă face în tățelul, spune că fata nu e mea. Mă doare inima că am un copil și nu pot să-l văd.
Astăzi dosarul profesorului de dans este în judecată, doar că decizia instanței se face așteptată. Atât rudele presupuselor victime, cât și Vasile, așteaptă cât mai curând o hotărâre. Să-i auzim. Iată vă 2 ani jumate și nu pot dovedi nimic și numai niște prostii acum scrisă și dacă mă întrebați, mă vă spun că asta s-a avut loc undeva după presupunile lor că eu am atins fetele cele în luna septembrie, octombrie și s-a deschis dosar penal cu mai peste un an de zile, vă închipuiți? Uh-huh. Mai peste un an de zile s-a deschis dosarul penal. Uh-huh. Dar știți ce? Și, da, da, poftim. Dar ați trecut testul poligraf, totul s-a arătat, sunteți nevinovat. Au arătat că așa e că mă poartă pe drumul și e că mă poartă și ea că am avut, am pe 18 judecat, am pe 28 eram judecat, dar eu nu chiar ultimul rămas, bate cineva joc de mine și găsați stapi spășitor. Da, judecata merge, dar eu să mă apăr. Și mie mi s-a spus așa, oamenii mari au spus că eu am fost la Chișinău, am fost și așa mi-a spus că tu dacă erai vinovat, din țara și ea te închideu, să vei și închis, dragule. Dar ce îmi spuneți? Parcă trebuie să avem cu dânsul întrevederi. Și nu a fost. Și fata mă sună, zice, mămic, și ai fost să vezi și ai mei fașă. Și zic, nu, s-a amânat, a spus că el e bună și s-a amânat. Dacă legea s-a socoat că el trebuie să stea, lasă-l să stea. Să știe altă dată, copiii ăștia au părinți, este lege. Că nu se știe, crescând fetele astea mari, poate și mai rău să pățească. Vreodată vreuna o să răsplătească. Vreau să te întreb, de ce se tărăgânează atât de mult cu luarea unei decizii de către instanță? Aș vrea să cred că sunt doar factori ăștia obiectiv legate de pandemie, de stare de urgență, deci factori obiectivi și nu acei subiectivi printr-o tergiversare intenționată careva din părțile participante la proces prin amânări sistematice sau prin alte acțiuni care duc la faptul ca să nu aibă loc ședințele de judecată. Deci este clar că să vorbim de motive obiective și subiective. Deci care sunt ele deja rămâne ca instanță totuși până la urmă duci procesul de judecată și dacă sunt motive subiective atunci ar trebui să pună capăt acestor motive, să fie sancționate persoanele și procesul să meargă în continuare. Această doamnă de 40 ceva de ani din Italia confirmă practic aceleași acțiuni care, prin care au trecut aceste două minori. Este straniu că domnul Vasile și pe această doamnă o neglijează și o face o mincinoasă când tabloul este practic același, cu promisiuni, cu niște măguleli, giugiuleli, nu mai știu ce acolo și plus la asta deja vorbim de declarația unei doamne mature. Dacă se opera că acolo sunt două fetițe minore care nu urmează fi crezute că primarul cumva ar încerca să-l dea afară, este o doamnă care este stabilită de ani de zile în Italia și care nu are interes față de cercul de dans și cred că nu are tangență cu primarul să-l dea afară de la muncă. Deci eu cred și sper și rog instanța, dacă într-adevăr sunt probe, să fie condamnat la pedeapsa maximă și toate persoanele învinuite pentru asemenea articol trebuie să facă pușcărie la pedeapsa maximă. Maxim. Și păcat că a fost exclusă pedeapsa capitală pentru unele infracțiuni, cum ar fi infracțiuni legate de minori. Este, cu siguranță este controversată această situație și mereu când vorbim despre pedofilie sau despre astfel de situații, este foarte complicat, este foarte greu. Cred că am încredere în organele care se ocupă de acest caz și sper că dacă este vinovat, într-adevăr, să-și primească pedeapsa și să nu mai fie pe lângă copii, pentru că nu se tratează. Această tulburare nu se tratează. Vasile și soția lui muncesc în continuare la Casa de Cultură, unde oferă lecții de dans copiilor. Iar cele două fete care s-au plâns că au fost molestate de coregraf continuă să meargă la ședințe cu psihologul. Noi vom urmări cu atenție evoluția acestui caz și vom aștepta decizia instanței despre care vă vom comunica pe paginile noastre în rețelele sociale, dar și pe canalul nostru de YouTube. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.